Ne vedem. Hei, bine v-am găsit, dragilor, la un nou vlog. Știți că vă spuneam în vlogul anterior că aventura noastră continuă și ne deplasăm către Neum, în sudul Bosniei și Herțegovina, la Marea Adriatică. Dar momentan am făcut o mică pauză în Mostar. Preț de câteva ore o să explorăm acest oraș destul de interesant. Ca să trec puțin în partea de început a vlogului, ca să spun așa, am de remarcat drumul dintre Sarajevo și Mostar. Mare parte dintre el pe malul râului Neretva, cel care se află mai exact și spatele nostru acum. Splendoare! Drumul a fost o splendoare, minunat! Nu m-am mai putea lua de la poze. Făceam poze în continuu, filmam în continuu. Minunat! Iar aceeași apă de smarald, am oprit, chiar am coborât până pe malul apei, am făcut câteva filmulețe, câteva poze și la aproximativ 2 ore jumătate, 100 și ceva de kilometri, nu mai rețin exact cât, am ajuns la Mostar. Iar în spatele nostru avem cel mai cunoscut sau, nu știu, cel mai important edificiu al acestei țări, ca să nu zic doar din Mostar, Stari Most, un pod care datează din secolul XVI, făcut de Imperiul Otoman și care, din păcate, a fost distrus în războiul din Bosnia, din 93 și refăcut undeva prin 2004. Am găsit o prietenă. Am plecat de la pod acolo, am făcut câteva poze, că normal. Și mergem să mâncăm. Am plecat de sub pod și mergem pe pod. Am parcat mașina la 1 minut de mers pe jos de pod. Minus jumate, hai. 10 mărci de 5 euro nelimitat. 24 de ore până spun, că să o zăm nelimitat. Nu lăsăm 100 de ani acolo. Expiră ITP-ul, asigurarea. Facem vlogul în timp real, abia ce am ajuns. N-am descoperit nimic, n-am văzut nimic înainte. Descoperim împreună. Încă ne învârtim pe aici, că nu știm cum să ajungem dincolo. Ce aș avea de remarcat, să revenim la drumul dintre Sarajevo și Mostar, la vreo 10-15 km de Mostar, foarte multe influențe croate și chiar am citit pe repede înainte, mai devreme, că în Mostar sunt aproape 50% croați catolici, undeva la 41% de musulmani bosniaci, deci serbi foarte puțin. De altfel, dacă în partea de intrare în Bosnia peste tot era steagul Serbiei, acum în apropiere de Mostar am văzut foarte multe steaguri ale Croației. Unde găsim de mâncare? Aici la voi? E ok mâncarea? Fiind o zonă turistică, se aude mai mult vorbind de engleză decât bosniacă / sârbă / croată, ca să nu supăr pe nimeni. Unde le-ai mai văzut? Unde? Peste tot. Hai, ia vino încoace, să-ți arăt ceva. Păi nu vin eu. Vezi apa asta? Vezi? Văd. Arată tare Neretva. Frumos, nu? Și te-ai arunca aici. Știi ce fac oamenii de aici? Stau, vin pe pod și așteaptă să primească, stabilesc ei așa un target, să primească niște bănuți și după ce primesc bănuții, jump! Se aruncă, da. În apă. Ai face treaba asta? Nu știu dacă aș face. Cel puțin nu în perioada asta anului. Ai fi cel mai curajos? Da. Ce să mai... Bosnia mă convinge la fiecare pas. Ai grijă și la trepte, că tot zici de fiecare pas, este foarte alunecos pe aici, pe jos. Vă dați seama că acest oraș se învârte în jurul unui pod, că până la urmă și numele de Mostar vine de la pod, că practic Most înseamnă pod și Stari înseamnă vechi, deci ar fi Stari Most, podul vechi. Facem și un pic de
de gramatica limbii sârbe / bosniace / ce mai era, croată, ca să nu se supere nimeni. Haideți să mâncăm, că mi-e foame. Haideți să ne aruncăm un ochi pe aici. Am pe plecat la... din Sarajevo și vreau să mănânc. Te-am prins. Ce vrei să cumperi? Linguriță. Ne, iednu, iednu. Val Alep. Ai găsit ceva? Nu. Ce căutai? O linguriță. Vreau să au linguriță. Știi, pentru colecția noastră, pițe. Căutăm o linguriță. Trebuie să găsim. Wow, dar eu sunt fascinată de locuiețul ăsta. Dragoș a plecat, s-a tot dus. Am rămas singurică, n-am cum să mă grăbesc prin locurile astea. Uitați și voi ce e aici. Mergem să mâncăm acum. S-a decis. Sper să găsesc ceva bun, 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 bun. După experiența avut-o în Sarajevo, unde m-am ales cu mâncatul pe la mall. Deși, n-am fost pe gustul meu, dar mâncarea a fost bună. Acum să încercăm și mâncarea din zona aceasta. Uite view aici, uite view. Pam, pam. Vrei să stăm aici? Hai să stăm aici. Haide. Haide. Ia loc, te rog. Simte-te ca acasă. E hotărât? Cafe. Da, cafe. Cafe. Jedno espresso. I jedno cappuccino. Pizza. Pizza labirint. I fleșcăviță. Fleșcăviță. Labirint. Și apă. I voda. Voda. Verica. Ne gazirana. Gazirana pentru mine. Jedno gazirana i jedno ne gazirana. Malu. Voilà. Între timp a venit și mâncărica. Eu mi-am comandat pizza. Dragoș nu știu ce și-a luat aici. Între timp am rămas și singură. O să mănânc două porții. Dar cadru, priveliștea, o să vă nebunesc. Doamne, cât e de frumos. Iar nu mă aștepți? Te aștept. Zic cât am plătit la masă, că ai făcut cinste. Am făcut cinste eu? Da. 50 de mărci. 50 de mărci? Da, 3 cafele, ce-am mai luat? Păi, fleșcăviță, se vede mai devreme. Da. Pizza. Și atât. Chestii, ape. A, da, și două ape. Una gazirana și una ne? Negazirana. Hei, uite aici un steag. Al cui? Al Turciei. Suntem în mini-bazar. Nu confundăm, nu suntem în Turcia, Bosnia-Herțegovina. Bravo. Dali mate kashika. Kashika. Ide? Oh. Vrei să luăm dasa așa? Ia de care? Arată-mi. Așa? Pe auriu? Argentiu. Bosnia Herzegovina. Noi suntem colecționari de lingurițe. Da. Colico costa? 3 euro. Ce mai bine frumos aici. Și este mare. Voilà. Ești bucuros? Da. Am găsit linguriță. Eu n-am văzut-o. N-ai văzut-o? Nu. Stai sucior. Ia arată. Să văd. Vede? Nice. Și din nou moschei, am ajuns la o moschee care se numește, să vedem, Karagioz Begova. Este construit în 1558. Ghiciți de către cine? Același care a construit podul, dacă îl țineți minte, din Visegrad, peste râul Drina. Același meseriaș. Hai să vedem un altul, ne descălțăm și intrăm. Hei, ești cam supărat. Ce s-a întâmplat? N-am putut intra. Nu știu ce se organizează aici sau despre ce e vorba, dar este închisă, din păcate. Probabil are legătură cu ce se întâmplă aici afară. Probabil, un fel de pomană ceva. Pomană? Păi nu știu, scrie rezervat pe asta. Cred că e ora de rugăciune. De undeva se aude
slujba. Uite de acolo. Da, acolo sunt niște boxe mari. Jur că mă simt ca într-un film. Chiar mă simt ca într-un film. Să merg așa pe străduțele astea pietruite, să aud pe fundal rugăciunea. Și să ai și priveliștea asta. Haide, haide către mașină. Gata, ți-a ajuns pe ziua de azi. Avem ochelarii ăștia de ori. De-aia, că sunt frumoși, de-aia avem. Ne ajută să mai mascăm din cearcăne. Hai către Blagai. Către Blagai. Haide, să o vedem. Unde izvorăște râul Buna. Vestire. Și uite, ne ajuns și la locul de... Hei, ne uităm și la filmare? Hei! Am ajuns, nu-mi pot dezlipi privirea de aici. E ceva ca pe vorul meu. Suntem la locul de unde izvorăște râul Buna. Un râu destul de scurt, pentru că la câțiva kilometri de aici, nu știu să spun exact lungimea, dar cred că în jur de 10 km are lungimea acest râu, se varsă în Neretva. Neretva fiind acel râu peste care se afla podul vechi din Mostar. Frumos, splendid. Mai zi un cuvânt. Minunat! Ce faceți, dragilor? E bine, a? Vin și eu? Mă luați și pe mine? Hai să povestim un pic, a? Cum a fost? Au fost mulți turiști azi aici? Nu-i fugi! Nu! Au fugit! S-a venit așa cu prietene. Multe prietene vorbărețe. Dar se pare că sunt sociabile. Sunt, vorbărețe tare. Am trecut acel pod pe lângă Rățuște și prin spatele restaurantului mergem către cascadă, cât de unde izvorește râul Buna. Fix la buza apei, cum s-ar spune. Vii sau ai rămas în urmă? Vin! Ești pregătită? Pregătită să fac cea mai tare poză! Dar să vedem de unde. Vrei să ne spui ceva? Ce să mai spun? Ce pot să mai spun? Doar filmează și că nu are sens să mai spun ceva. Hei, uite-te la mine. Știi ce avem în spate acolo? Știi ce e? Casa dervișilor. Și pun pariu că trebuie să știi ceva despre ea, nu se poate altfel. Sincer să fiu, până să descoper acest loc, nu știam de existența acestui termen. Dar m-am documentat puțin, deși un cumul de informație, așa că aș putea sintetiza în câteva cuvinte ce înseamnă un derviș. Derviș este un inițiat al unei mișcări islamice apărută până secolul 6-7 și îmbină cumva versete din Coran cu muzica orientală. Ideea este că prin anii 30 a fost scos în afara legii acest cult, această casă din spatele nostru, transformându-se în muzeu. Mai țineți minte când v-am arătat această poză? Fiți de aici este făcută. Și se pare că aventura noastră în Bosnia a fost despre ape de smarald, ce zici? Da, a fost Drina, a fost Neretva, acum este Buna, care se află în spatele nostru. A fost minunat și țineți cont că totul a fost la prima vedere și pentru noi. Spontan. Practic am descoperit împreună, călătorisim împreună, e totul la cald. Da, încheiem acest video la o terasă de pe malul râului, până una alta. Nu rămâne decât să călătorisim împreună. Păi ce facem, Bobita? Era cum vrea să spunem. A, bine, hai, călătorisim împreună!
Probă. Facem probă. Caragios Begova. Beteac mai ești? Mai sunt. Handicapat.